Mister maestre. Oh, merci. Nici nu s-a stins bine ecoul succesului de care s-au bucurat membrii clubului de teatru Valah după jocul făcut în piesa lui Teodor Mazilu, că o nouă veste trăznet a venit asupra giurgiuvenilor. După ce au pregătit și jucat la Giurgiu, Don Juan moare ca toți ceilalți, actorii amatori giurgiuveni au fost invitați să joace același spectacol la una din televiziunile bucureștene. Înaintea plecării spre capitală, regizorul trupei Mihai Răboș și-a manifestat sentimentul de plăcută surpriză. M-am bucurat foarte tare, s-au ridicat peste nivelul la care m-am așteptat și dovada este că a fost apreciată și suntem invitați la o televiziune la care vom prezenta spectacolul. Acum rămâne în momentul respectiv, stabilim acum dacă va fi în direct sau va fi înregistrare, e funcție de timpul de transmisie. Constituită la inițiativa unor inimoși giurgiuveni, trupa clubului de teatru Valah a pregătit și jucat pe scena Centrului Cultural Ion Vinea această, deocamdată, primă piesă, iar succesul nu s-a lăsat așteptat. Hai, lasă, că nu-i chiar așa de neplăcut să nebunești 100.000 de bărbați. Agitația asta isterică îmi făcea plăcere. Ca să vezi cum e făcut omul, în loc să mă scârbească, mă făcea plăcere. Mereu îmi propun să mă scârbească. Și mă trezesc că mă topesc de plăcere. Ei, cum să nu-ți facă plăcere? Trebuie să recunosc o invidie neagră pe care mă chinui să o preschimb într-o ironie fină, că pe mine nu m-au aplaudat niciodată 100.000 de femei. Tinerii actori giurgiuveni au alături colectivul de inițiativă al constituirii clubului, format din Mihai Răboș, Mugurel Roșu, Carmen Ciobanu, Dan Mucenic și Gelu Brebenel.